Un curs în aceste zile, secția penală a Criminalului Caraș Severin a examinat calea de atac formulată de apărătorii inculpaților împotriva încheierii de arestare preventivă dispusă în data de 30 august de către judecătoria Caransebeș. În esență, prin încheierea recurată, s-a reținut necesitatea instituirii acestei măsuri procesuale față de inculpatul în vârstă de 21 de ani, ca urmare a colectării de date și indicii temeinice privind potențiala săvârșire a infracțiunilor de ucidere din culpă în formele agravate prevăzute de aliniatele 2 și 3, precum și de infracțiunea de părăsire a locului accidentului prevăzută de articolul 89 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 195 pe 2002 republicate, faptele, mă rog, fiind săvârșite în concurs. Practic, în desfășurarea căii de atac a fost invocată inclusiv excepția nulității absolute a încheierii pronunțată de judecătoria Caransebeș și în urma deliberării Tribunalul Caraș Severin a constatat atât caracterul nefondat al respectivei excepții, cât și caracterul nefondat al însăși căii de atac a recursului, respingându-le pe amândouă și confirmând, cu alte cuvinte, instituirea măsurii arestării preventive impuse de judecătoria Caransebeș pe o perioadă de 29 de zile împotriva inculpatului pentru săvârșirea faptelor pe care le-am enunțat mai devreme. Hotărârea Tribunalului Caraș Severin este definitivă.